Grupa de copii născuți în anul 2006 de la liceul cu program sportiv a reușit o performanță notabilă, izbutind să se claseze pe locul al treilea la nivel național în cadrul memorialului Gheorghe Ola. Medaliile de bronz au fost obținute la turneul final de la Focșani, acolo unde au fost prezente cele mai bune echipe din țara noastră la această categorie de vârstă. Fotbaliștii pregătiți de Andrei Ițco au ajuns să joace finala mică a competiției după ce s-au clasat pe locul al doilea în grupa din care au făcut parte. Victoria cu 2 la 1 din jocul inaugural cu Fece Bihor a venit ca urmare a golurilor marcate de Avăcăriței și a Ursulesei în vreme ce succesul cu 1-0 în fața celor de la CSC Caransebeș a fost parafa de reușita lui Gavrilovici. A urmat apoi o înfrângere cu 2-0 la în fața gazdelor de la CSM Focșani, ambele goluri încasate rezultând în urma unor faze fixe. Suceveni au dat însă totul în meciul decisiv pentru locul al treilea disputat în compania echipei Luceafărul Cluj. Ardeleni au fost cei care au deschis scorul, însă Suceveni au izbutit să egaleze în repriza secundă prin Aursulesei, impunându-se în cele din urmă cu scorul de 4-1 la după executarea loviturilor de departajare. Este o performanță extraordinară realizată de acești copii, locul al treilea dintr-un total de 500 de formații venită ca o răsplată, a trei ani de muncă. Am început bine turneul cu două victorii, după care au venit o înfrângere în fața unei echipe cu o experiență superioară, care nu a făcut decât să speculeze greșelile noastre personale. În jocul din finala mică am fost clar echipa mai bună, am avut două bare și puteam evita emoțiile de la loviturile de departajare, a declarat antrenorul Andrei Itzco. Iată și lotul de jucători care a izbutit această frumoasă performanță. Matei Cuciureanu, Robert Danilă, Matei Manolache, Rare și uniță Horia Văcăriței, Fabiana Ursulesei, Luca Gavrilovici, Codrin Nica, Sebastian Solomon, Luca Dănilă, Teodor Cucolaș, Sebastian Polon și Mario Bai. Tot la loviturile de departajare s-a decis și finala mare a memorialului Gheorghe Ola, care a revenit celor de la Academia Gheorghe Hagi, victorioși cu 3 la 2 în fața grupării CSM Focșani. Toți participanții la turneul final au primit din partea Federației Române de Fotbal tricouri, diplome și mingi, în timp ce finaliștii au fost răsplătiți și cu trofee decernate de fostul mare internațional Miodrag Belodedici.